competiția a fost extrem de strânsă, pentru că fiecare stăpân a investit mult timp și mai ales mulți bani pentru ca patrupetul iubit să se prezinte impecabil. Marele campion a fost desemnat un ciobănesc englezesc din rasa Bobtail. Timp de două zile, arbitrii veniți din Italia, Franța, Polonia, Ungaria, Ucraina și România și-au dat voturile pentru cei mai frumoși câini ajunși în satul mare din toată Europa. Ca să demonstreze că sunt și arătoși, dar și educați, câinii cu pedigree impecabil, 1700 de exemplare din 170 de rase, au trecut teste dificile. Pentru prezentarea din ring, s-au pregătit câteva luni și au dovedit că în toată agitația concursului reușesc să fie atenți la toate comenzile stăpânilor. Cei mai valoroși au plecat acasă cu medalia și titlul de campion. Am venit pentru mai mult. Una dintre vedetele care au reușit să cucerească juriul este câinele șefului UDMR, Kelemen Hunor. Botezat Charlie, este un setter irlandez în vârstă de 10 luni și a făcut impresie la primul său concurs. Sperăm că va merge mai departe și când va fi adult, mergem la expoziție și va câștiga. Printre favoriți s-a aflat și Mainly, un superb ogar afgan venit din Polonia. A stat în ultimele luni mai mult la coafor, ca să arate perfect. Mai norocoși par să fi fost proprietarii de câini cu păr scurt. De pildă, această doamnă, tot din Polonia, spune că nu a cheltuit niciun ban pentru aspectul patrupedului său. Asta nu înseamnă că nu a fost admirat de juriu. Este campion Poloniei, campion junior. Trebuie o cosmetică chiar foarte, foarte specială la unele exemplare. Cel mai frumos câine din competiție a fost desemnat acest bobtail de 2 ani pe nume Easy din Ungaria. Cu părinți campioni, el este deja un răsfățat al concursurilor de frumos.